Și apoi, pe parcurs ce omul a evoluat, Duhul Sfânt a început din loc în loc să se reverse din plin peste oamenii aleși, peste Patriarhul Avram și ceilalți patriari, peste proroci, începând de la prorocii mari, la prorocii mici, până la ultimul om ales de Dumnezeu și în cele din urmă, prin turnarea cornului de unde lemn sfințit, și peste judecători și peste împărați, pentru că noi avem și această etapă în Vechiul Testament, când poporul a fost condus de Dumnezeu prin proroci, și aici la proroci vă atrag atenția tot din gura apostolului Pavel, că avem proroci adevărați, care vestesc cuvântul Domnului, și cuvintele, spune psalmistul, cuvintele lor sunt cuvinte cu foc lămurite, adică vin din Duhul Sfânt. Și găsim și prorocii falși, care avem și noi suficienți, chiar Pavel ne spune, de aici ne putem da seama că noi trăim o vreme a prorociilor false pe o singură chestiune. Spune apostolul Pavel, la vremea de apoi vor fi mulți proroci mincinoși. Cine ar fi aia dacă nu prorocii mincinoși care se cred proroci? Și fiecare se crede proroc în dreptul lui. Dar nu poate veni cineva să vă scoată din sfera Evangheliei pe care a vestit-o Hristos, inclusiv dacă îngerul din cer ar fi, pentru că cade sub anatemă. Deci, îi lepădat de Dumnezeu. Pentru că cerul și pământul pot trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar în fericiri din Noului Testament găsim atât, scurt, scris la obiect. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Acum pot să pun o întrebare la toți cât suntem aici. Care l-ați văzut pe Dumnezeu? Nimeni. Înseamnă că suntem pământești. În curs de curățire a inimii. Și o să spuneți, da, părinte, dar noi ne dorim să-L vedem. Evident că l-ați și văzut. De câte ori ați luat Sfintele Taine, pe Dumnezeu l-ați luat. De câte ori v-ați închinat în fața Sfintei Icoane, lui Dumnezeu v-ați închinat. De câte ori v-ați închinat unui Sfânt la icoană, Sfântului v-ați închinat. Că tu nu spui, Sfintele am pictat cu Sfântul Gheorghe, trimite la el cuvânt să mă asculte pe mine. Tu spui, Sfinte Gheorghe ajută-mă, Sfântă Cuvioasă Parascheva ajută-mă, Sfinte Ioane ajută-mă, Sfinte Vasile ajută-mă și așa mai departe toți sfinții pe care vrei să-i cinstești. Dar ca să poți pătrunde în taina Duhului Sfânt, trebuie să fii pe deopotrivă și silitor, spune Isaac Siru, unul din 10.000 care se silesc, nu toți ating în Dumnezeirea, iar la Sfântul, la Cartea Noului Testament, spune Mântuitorul Iisus Hristos, la Sfântul Evanghelist Matei, acela care mă iubește pe mine, deci atât modul de a ne da seama când suntem al lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, este acela care păzește poruncile mele. Deci de câte ori ați făcut voia lui Dumnezeu, v-ați spovedit, v-ați împărtășit, ați luat Sfintele Taine, ați fost credincioși, ați urmat lui Dumnezeu în minte, prin rugăciuni, la biserică, prin prezență, tot de atâtea ori ați fost plăcuți lui Dumnezeu. De aceea, la sfârșitul liturgiei, nu întâmplător, în liturghier, preotul se exprimă ținând potirul în fața credincioșilor și spune așa, Sfintele Sfinților, adică a cui? Ale dumneavoastră. Acelor care au împlinit în mod duhovnicesc niște îndatoriri față de Dumnezeu, pentru care drept răsplată, primesc direct în Dumnezeirea, nu din Duh, ca să înceapă să deschidă ochii minții, să vedem noi raiul, când am ajuns chiar până acolo, dar din potir prin trupul și sângele Domnului. De aceea, la sfârșitul împărtășirii, următoarea cântare de Chinonic spune așa, am văzut lumina cea adevărată. Noi n-am văzut niciodată lumina cea adevărată, să știți. Apostolii au văzut lumina cea adevărată, au văzut și slava învierii, au văzut și slava taborului, au văzut și minunile pe care le făcea Hristos și semnele pe care nimeni nu le-a mai făcut. Niciun om, nimeni n-a mai putut face vreodată ca un mut să vorbească sau un orb din naștere să vadă, ne spune Evanghelia. Deci
Aceasta este lumina cea adevărată și Mântuitorul se adresează lor cu această expresie. Eu sunt lumina lumii, voi să umblați în lumină, adică în învățătura mea. Căci cel ce umblă în lumină știe unde merge și deci voi umblând în lumină sunteți fiii luminii. Deci de aceea se consideră că în momentul când v-ați împărtășit, mintea dumneavoastră nu mai are lumină pământească, ci în înțelepciunea minții noastre este lumina cea taborică. Și atunci noi am făcut următorul pas spre sfințenie. Următorul pas spre sfințenie este deschiderea ochilor minții. Aici, la deschiderea ochilor minții, Brancianinov vine cu o carte foarte groasă și frumoasă, în care ne vorbește despre ascetice, modul de a urca duhovnicești în treptele celii duhovnicești, cum spune Pavel, dacă ești în duh, în duh să și umblăm, și tot Brancianinov vine și ne vorbește despre un element important numit înșelare. Ce înseamnă înșelarea? Când crezi că ești sfânt, dar nu ești sfânt, când crezi că ești perfect, dar nu ești perfect, când crezi că ești curat, dar poate nu ești curat, când crezi că ești desăvârșit sau poate nu ești desăvârșit, o să zici, dar cum îmi dau seama? Simplu. Sfinții n-au spus niciodată nimănui că sunt sfinți. Asta știu Dumnezeu și inima lor. Sau un contact cu Dumnezeu, în descoperirea care le-a dat-o Dumnezeu. Sfinții n-au știut niciodată că sunt perfecți, ca drept dovadă că cele 12 filocalii ne învață pe noi o chestiune foarte interesantă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine perfectul, sfântul, desăvârșitul, nu? Pe mine păcătosul. Deci sfinții tot timpul s-au văzut păcătoși în potență. Și o să spuneți, cum adică în potență? Foarte simplu. Cel ce stă să ia minte să nu cadă, și avem un pateric, mare astru al pustiei a căzut, l-a înșelat satana, i-a făcut o șmecherie. Și cel ce cade să ia minte să ridice. Deci ce să facă? Să deschidă din nou ochii la lumină, să nu stea în întuneric. Deci iată de ce trebuie să spunem această rugăciune. Miluiește-mă pe mine păcătosul. Și cum ați auzit că se cântă într-o par unui sfânt sau unei sfinte, întru tine Maică cu o sârde sau între tine Părinte cu o sârde, s-a mântuit cel după chip, adică omul lăuntric, căci nu caută la trup care-i trecător, ci poartă grijă de suflet, de lucru cel nemuritor, pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură cu tare și cu tare Duhul tău. Acum, sfinții în momentul când au ajuns la o coacere, ați văzut, mărul la început, mititel și pișpiriu, apoi verde, apoi acru, apoi teios, apoi mai intră viermele în el, cele străcate pică pe jos, că și din ortodox pică suficient, îi găsești la bufet, la crâșmă, la curvărie, la golăneli, nu sunt toți ortodoxi desăvârșiți. Dar rămân fructele cele mai frumoase și mai coapte, care pe parcurs ce răcoarea toamnei și căldura soarelui lovește în ele, ele încep să se îndulcească, să se înroșească și să se parfumeze. În momentul când noi începem să ne coacem, devenim oameni atractivi celor din jurul nostru, toată lumea dorește să vorbească cu noi, să fie prietenos cu noi, sau cum spun oamenii, domnule, am o prietenă, pâinea lui Dumnezeu, o femeie să o pui la rană, sau uite, am un băiat, să-l pui la rană. Noi sunt oameni aleși al lui Dumnezeu, știuți sau neștiuți minții noastre, noi nu știm cu cine stăm de vorbă, decât atât vă pot aduce aminte și o folosesc tot timpul pentru că o consider ca o necesitate și noi călugării ne credem desăvârșiți sau sfinți, dar nu întotdeauna. Veniți odată o băbuță la spovedit, tanti Ileana de la Scânteia, și pentru că sunt mai mulți noi și mai puțini vechi, am să vă spun că pentru a scăpa cumva să nu pierd vremea cu ea, mi-a zis, părinte, mie ce rugăciuni îmi dați? Păi zic și mata, șapte Tatăl nostru dimineața, șapte Tatăl nostru seara, șapte împărați, și este rugăciunea puturosului, ca să spunem așa. Și ea se uită așa cruciș la mine și, părinte, dați bați joc de mine? Zic, nu-mi bat joc, dacă vrei citești rugăciunea dimineața sau de seară, sau ce vrei bata? Bă, părinte, eu am numai 4 clase, dar nu-s proastă.
Ține minte ce îți vorbesc. M-a ajutat Dumnezeu și cu mintea mea așa slabă cum este, știu 12 acatiste pe de rost. Îmi iau sapa și mă duc în grădină, intru pe un rând de porumb și încep acatistul Mântuitorului. Și merg pe rândul ăla înainte și înapoi până la internat. Când la internat mă opresc sub o gură de apă și rod o coajă de pâine și încep pe alt acatist și intru din nou pe alt rând și mie așa îmi trece ziua până seara și eu nu mă plictisesc niciodată. Ei, spre rușinea mea, eu încă nu știu nici două pe de rost. Deci nu 12. Deci, iată ce înseamnă încărcătura și coacerea în Duhul Sfânt a unui om duhovnicesc sau am o maică care mă tot plictisea și vroia la pustie și am zis așa, foarte bine, dacă vrei pustie, înveți psaltirea pe de rost. După vreun an, doi, trei, mi-a zis, părinte, întrebați-mă ce psalm vreți. Și am spus, zâmb psalmul cu tare, cum începi? Psalmul cu tare, cum începi? Psalmul cu tare, cum începi? Fără să gândească, intra direct în el. Și a zis, gata, de acum ești bun de pustie. Deci, cât știu psaltirea pe de rost? Unde s-a aceea? Mâna sus? Mai avem treabă. Măcar o catismă. Măcar trei psalmi. Cine știe psalmul 50, cine știe psalmul 142, cine știe 37, 67 împotriva diavolului. Vedeți? Deci când oamenii s-au acumulat cu această încărcătură de duh, ei încep să se umple de harismă. Harismele sunt rezultatele Duhului Sfânt. Nu-i înainte vederea, nu-i prorocia. Unora li s-a dat darul învățăturii, alții s-a dat darul tămăduirii, altul izgonirii duhurilor, altul discernirii lucrurilor. Scrie Apostolul Pavel, pe unii a pus învățători, pe alții apostoli, pe alții profeți, pe alții cu darul cărmuirii limbilor și așa mai departe. Dar nouă creștinilor de rând ne-a dat posibilitatea să fim desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Și în momentul când ai ajuns la maturitate și te-ai copt, dacă ajungi la măsura lui Sisoie cel mare, poți să-i spui lui Dumnezeu, de pildă, Doamne, în mâinile tale dau Duhul meu. Ia să ne uităm cum moare un om în ziua de azi, cu perfuzia, cu doctorul, cu medicul, cu neamurile, ținut din mână, udat la gură, ținut sară de pe pat. Băi, salvați-mă, mai vreau să mai trăiesc, nu vreau să mor. Și lumea disperată toată. Părinte, dacă moare mama, mor și eu. Dacă moare tata, mor și eu. Ce vorbești, dar toți mor. Nu în aceeași zi. Acum, lui conform COVID, pot mult mai muri într-o zi mai mulți, ați văzut? De la 3.000 în sus. De ce vă spun lucrul ăsta? Și moartea când ai ajuns duhovnicesc, nu mai privești ca pe o spaimă, ci o privești ca pe o taină. Vin draci la Sisoie și îi spun lui Sisoie doar atât. Moșule, ce te mai rogi, că ești desăvârșit. Na, mai trebuie un minut de pocăință că am greșit înaintea lui Dumnezeu. Dar ce ai greșit? Că v-am băgat în seamă pe voi. Deci,